Astăzi, în acest episod, veți vedea cum Vlăduț și-a înscenat moartea cu ajutorul serviciilor funerare pentru a-i vedea reacția tatălui său strict. Ce credeți că s-a întâmplat? Scrieți în comentarii. Tată, gata, hai că plec de acasă, mă duc până la... Unde pleci, bă? Bă, unde pleci? Tată, trebuie să mă duc repede la un prieten, hai că nu mai am timp de asta, tată. Pa, 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 tată, pa, tată, pa, tată. Ok, bă, atât de ușor a fost. Mamă, deși stai atent ce o să se întâmple astăzi, vreau să-i fac cea mai mare A scăpat de el, let's go! Hai că a scăpat el de mine, cred că eu am scăpat de el, hai că gândește, stai că în fine, am plecat acum, suntem aici la drum, vedeți, ne ducem în partea aceasta și astăzi eu m-am gândit să-i fac ceva tatălui meu. Vreau să-l testez dacă, practic, tatăl meu ține așa el la mine în general, pentru că știți că tatăl meu e foarte strict și foarte, foarte enervant și nu știu cât de mult ține el la mine și așa, pentru că ați văzut cum face și cu pianul și cu alea, nu mă lasă să progresez și eu la pian, să ajung eu pe fază internațională, pe națională, pe internațional, să câștig, să ajung eu un bun pianist. Așa că uitați-vă momentul acesta, în locul acesta unde mă aflu eu, aici, o să fac un mic... Ce, doamne, iertă-mă să... Bă, ce face taică-mi? Bă, nu era taică-mi eu? What? Zboară, ce, doamne, iertă-mă, s-a întâmplat cu el? Doamne ferește, ce s-a întâmplat cu taică-mi? În fine, fiți atenți, să sperăm totuși că nu m-a văzut pe mine. Și, da, sabie... Bă, dar cu ăsta. Ciudat, în fine. Dar acum, aici eu vreau să-l testez pe tatăl meu astăzi și vreau să scrieți în comentarii dacă tatăl meu strict credeți că este un tată bun cu mine, dacă credeți că ține la mine sau nu. Astăzi o să testăm asta și o să vedem dacă chiar așa este. În momentul de față vreau să punem aici un graveyard foarte frumos. De fapt, prima oară cred că punem cruciulița, cruciulița. Ce s-a întâmplat, mă, acolo? What? Ce ciudat, în fine. Deci am pus crucea aici, am pus și ăsta în spate foarte frumos. O să punem aici o lanternă ca o candelă lângă și aici o să punem o floare și ar trebui să mai punem încă o floare, dar din păcate nu mai avem, că știți că să pun două la mor, dar hai că rămânem cu o floare, că n-avem două la noi. Ce să și facem aici? Nu mai scot, că nu mai are rost, văd că nu mai merge. Și o să fie ceva de genul și aici o să fie mormântul lui Vlăduț. Practic, Vlăduț a murit și astăzi, ca să fie mai real, o să mă costumez în cineva. O să fie ceva foarte, foarte tare, pentru că o să fiu cum ar veni cineva, un om oarecare de la servicii funerare sau de la ceva, care o să se ducă acasă la tatăl meu să anunțe decesul practic al lui Vlăduț și după aceea o să ajungă la fața locului și o să vedem ce o să zică tatăl meu, ce o să creadă acesta, cum o să reacționeze când va ajunge aici și mă va vedea pe mine practic Vlăduț mort. Chiar sunt curios, scrieți acolo în comentarii ce credeți că se va întâmpla. Bun, și acum hai să plec de aici, să mă duc repede acasă. Ce vrei, mă, Darusele? Ce faci? Du-te, mă, la școală, Darusele. Dar chiar, mă, ai mai fost la școală zilele astea? Bă, dar ce, mă, ce e aici? Nu știu, eu un mormânt, am văzut că e un mormânt nou, cred că a murit cineva aici. Doamne ferește, nu știu ce s-a întâmplat. Ai auzit tu vreo de vreo moarte de ceva, ai auzit? Nu, mă, așa am tine, bă, eu cred că ți s-a murit creierii. A, foarte amuzant, ești copil, ia de-te la școală, mă, mamă, deci a venit copilul ăsta prost de mă enervează de la școală, mă, frate. Chiar să sperăm totuși că tatăl meu nu mă mai trimite acolo la școală, că e o școală chiar de nebuni, mai nebuni. Sunt oamenii de la școală aceea decât tatăl meu, pe bune, adică și profesorii și toată lumea. Și acum, mamă, stați puțin că trebuie să interpretăm, trebuie să las bicicleta aici. Să sperăm că nu mai vine copilul ăla să mă enervească, să mă enerveze, că deja mă enervează, nici nu mai știu să mai vorbesc, deja mi-a stricat tot cheful, tot planul meu. Vă vedeți că acum m-am grăbit și toate astea, mi-am luat și asta. Trebuie să las bicicleta aici, pentru că vreau să fie ceva de genul ca și cum Vlăduț a făcut accident cu bicicleta și bicicleta trebuie să rămână aici. Acum, eu o să mă duc să mă costumez într-un băiat foarte, foarte schimbat, pe care tatăl meu nu l-a mai întâlnit, într-un domn, pe care o să-l ia în serios, așa trebuie, și o să-mi fac și o voce super, super tare, ca să nu-și dea practic seama și după aceea o să fie totul bine, pentru că o să fie foarte bine. De fapt, nu știu dacă o să fie bine, că dacă tatăl meu o să se bucure, o să fie cam nașpa, pentru că, pe bune, adică, cum ați reacționa voi dacă tatăl vostru s-ar bucura la moartea voastră? Hai să fim serioși. Bună ziua, eu sunt domnul Marcel și vedeți, acesta este domnul Marcel și domnul Marcel practic o să se ducă cu mașina lui acasă la tatălui Vlăduț, adică al meu practic, și o să vedem cum o să reacționeze când o să afle de la acesta că băiatul său a murit. Hai să mergem acasă. Vedem aici tot bine, bun. Am venit acasă și am venit acum și trebuie să batem aici la ușă. Alo, bună ziua. Ce, bună ziua, bună ziua. A venit, s-a venit, bun. Păi, cine ești? Ești cu profesor copilor? Bună ziua, domnul. Sunteți... ați spus cumva numele Vlăduț mai devreme? Da, sunteți cu profesor copilor. Sunteți cu profesor copilor?
Ați venit să luați? Poftim, cum adică să luăm pe Vlăduț? Păi, Vlăduț, hai să vă spun ceva, n-am venit eu să-l iau pe Vlăduț, eu sunt un om și am, practic sunt de la serviciile funerare și am descoperit, s-a aflat un nou deces în oraș și este vorba despre fiul dumneavoastră, nu mai este printre noi, a murit. Faci bine de unde, bă, hai! Poftim? Domnule, ia veni. Ce? Ce spuneți acolo? Veniți că să vă arăt unde a murit. Urcați cu mine mașină dacă doriți. Să vă arăt aici, urcați. Pentru că fiul dumneavoastră a murit. Dar voi așa, dumneavoastră l-ați lăsat așa pe fiul dumneavoastră astăzi singur el? Eu am încercat să mă prins, dar că el n-a vrut să pleacă la un prieten. Am zis, hai, du-te, bă. Stați puțin, cum adică ați încercat să ce? Am încercat să-l opresc, dar zic că e prea mare și n-am. Cum adică să-l opresc? Din ce să-l opriți? Să pleci la prietenul lui. Păi da, a plecat la prietenul lui, dar n-ați avut așa grijă de el, nu l-ați dus dumneavoastră, uitați, fiți atenți. Bicicleta lui a plecat cu bicicleta și dumneavoastră nu l-ați dus și aici s-a produs un accident, a intrat direct într-o mașină, o mașină, practic era în fața ei și l-a băgat viteză, mașina aia a făcut, se pusese frână, pentru că se întâmplase, era ceva în fața mașinii și a trebuit să evite și din păcate el a intrat cu botul fix în spatele mașinii domnului acela și a murit. Aceasta este bicicleta lui, a rămas aici, dacă o recunoaște. Și mașina e bine? Mașina e bună stare sau nu? Cum adică dacă mașina e bine? Păi da, fiul dumneavoastră, uitați-vă că este mort aici. I s-a făcut mormânt, i s-a făcut tot. Noi ne-am ocupat de toată treaba asta. Săracul o să fie un fel de erou pentru toată lumea care o să mai treacă pe aici, pentru copii, pentru bicicliști, pentru că în acest oraș nu se va mai merge pe stradă pe aici cu bicicleta și va ajuta oamenii să fie cât mai vizibil, cum ar veni să se uite acum, cât să fie cât mai atenți la trafic și la toate astea ca să nu se mai întâmple astfel de accidente, pentru că în această zonă este o zonă foarte, foarte rea în care s-au întâmplat foarte multe accidente, este o zonă foarte blestemată, aș putea spune, și din păcate fiul dumneavoastră, uitați-l unde se află acum. Bă, fiule, fii antrenă, dacă mă fii antrenă, dă-mi toți banii din pianul tău, așa, du-te, bă, de aici, tu, du-te, bă, de aici, bă, hai că te-am lăsat. Bă, domnule, bă, ce curtică! Domnul, mașina mea, unde sunteți? Domnul, stați chiar și... Ia mașina ta, du-te, bă, de aici, bă! A scăpat, sunt singur în familie! Mă, ce... Cum am și banii nu la? Mă, cum adică... Bă, ce are taică meu? Bă, stați, bă, nu cred că trebuia să fac farsa asta. Adică acum mă simt foarte prost. Mă, cum... Bă, stați puțin, că eu nu înțeleg ceva, deci am făcut tot mormântul acesta, am făcut toate astea, m-am transformat într-un om și el și dă față cu omul acela, mă, ce? Vorbea, mă, cum zică? Mă, trebuie să mă duc înapoi la el acasă să vedem, să vorbim despre toată treaba aceasta, că nu înțeleg, adică, eu chiar, am rămas șocat, cum adică tatăl meu se bucură de moartea mea, ați mai pomenit așa ceva, un tată să se bucure de moartea fiului său, adică, nu mi se pare normal absolut deloc și mie, adică, nu mă... Bă, stai, ce? Prunce? Domnul, veniți aici jos, veniți jos, domnul. Domnul, m-au zis? Unde sunteți? Impact tu în camera mea. Pe unde este camera? Unde este camera dumneavoastră, domnul? La parter. La parter unde? Unde? Că nu... La parterul aici văd că e o bucătărie și ce mai la e? La primul etaj, prostule, la primul etaj! A, vorbiți frumos, domnul, cum adică, prostule, vedeți cum vorbiți? Unde sunteți? Care cameră? Nu e aici! Unde sunteți? Aici e spate tău, bă, prostea! Vorbiți frumos, ce aveți de vorbit? Ok, înțeleg că este o pierdere foarte nașpa pentru dumneavoastră, pentru că v-ați pierdut fiul, dar de ce n-ați început să plângeți? Păi fii antenă, băi, eu plâng că, bă, am dat cu piciorul de pat. Stai puțin, tu plângi că ai dat cu piciorul de pat, nu că a murit fiul tău? Da, și de aia, dar mai mult plâng că am dat cu piciorul de pat. Păi cum adică, stai puțin, păi sunteți dumneavoastră, domnul Cornel,
tatălui Vlăduț sau cine sunteți dumneavoastră? Că nu înțeleg cum adică să vă bucurați de moartea propriului vostru fiu. Bă, fii antină, glumea, mă, da, a murit, de asta plâng. Păi stai puțin, domnul... De ce să mă aduc cu pianul? Domnul, stați puțin, nu mai vorbim. Deci, trebuie să vă exprimați emoțiile, adică eu m-am speriat, cum adică să plâng, să vă bucurați că va muri fiul, adică v-am văzut acolo. Nu trebuie să veniți acasă să plângeți că va muri fiul. Plângeți de față cu toată lumea, adică nu contează că eu ceva normal, adică să vă moară fiul, cum adică să nu plângeți și să râdeți, adică ce vi se pare amuzant? Adică n-ar fi amuzant, nu înțeleg de ce ați reacționat așa, pentru că nu v-ați făcut de râs în niciun fel, adică vă faceți de râs, adică e foarte ciudat dacă dumneavoastră vă bucurați, înseamnă că e ceva foarte suspect. Păi nu știu, hai, îmbrățișează-mă. Poftim? Dă-mi îmbrățișare, hai. Hai, poftiți, luați îmbrățișare, domnul. O, domnul, ce-a făcut? Domnule, știți ceva? Eu o să mă duc, dar vreau să vă spun ceva, că trebuie să-mi dați 100 de lei pentru că v-am îngropat fiul, așa se face la serviciile noastre funerare. Ce, mă? Ia că mă vin ca să mă zără, mă, cum adică, mă? Cum reacționează după omul ăla, nu știu, ceva, hai că mă duc repede în cameră, mă duc să mă schimb foarte frumos, să fie totul bine, deja îmi vine mereu să fac, deci chiar îmi vine să fac vocea aia de Marcel, parcă să știu. Doamne, iartă-mă, s-a auzit, what? Iar sunt accidente și de-astea pe aici, ceva foarte ciudat, în fine, hai să ne schimbăm acum înapoi repede în Vlăduț și să fie, cum să vină taică-mi repede acasă, mama, cum o să fie, amuzat rău de tot, bă, da, tot nu înțeleg reacția, chiar nu înțeleg reacția, adică ori plângea, ori nu plângea, nu știu, e o reacție foarte ciudată. Bun, gata, ne-am costumat înapoi, suntem Vlăduț, la normal, ne ducem în camera de pian să exersăm cu pianul, o să audă pianul taică-mi când o să vină acasă, hai să exersăm, fiți atenți, acum trebuie să exersăm direct la asta mare, că până acum n-am exersat la acesta și eu zic că ar fi plin de bine să exersăm la acesta, ia să vedem, ok, deci ne punem jos, deci nu mai pot să mă, ok, gata, ia. Alo, domnul, alo, bună ziua, alo, domnul. Da, ce căutați? Ce căutați la mine? A, mă, tată, că știu că tu ești, Nu, bă, taci, sunteți cumva Vlăduț? Ce? Stai, nu ești tatăl... Mă, cine ești? Eu sunt Maricel. Cine? Cel și vreau să vă zic că tatăl vostru a suferit. Cine sunt? Maricel! Maricel? Cine e Maricel? Vecinul... Vecinul vostru... Și vezi... Domnul plecați de aici, chem poliția acum, sună la poliție. Vreau să vă zic că tatăl vostru a murit într-un accident și eu sunt prietenul lui din copilărie. Și e de râs, nu? E de râs că a murit acum, e de râs, nu? Nu, eu plec acum, ce râs. A, și mai devreme râdeai, a? Ia du-te mă de aici, mă omule, pleacă, chem poliția acum și te... Da? Mamă, ce bine am dormit aici, frate. Acum am zis... Ce faci, mă, Vlăduț, bă? Ești în viață? Ce întrebare e asta, tată, cu adică dacă sunt în viață, nu mă vezi cumva aici lângă tine, cu adică dacă sunt în viață? Păi fii antena, până... Mă, deci fii antena, va veni tu... Tată, nu te aud absolut deloc. Ce, Doamne, iartă-mă, spui acolo, vii aici să-mi spui dacă sunt în viață? Ce, Doamne, iartă-mă, înseamnă asta, tată? Tată, tu mă iei la mișto, tu chiar faci mișto de mine. Eu am ales să stau cu tine aici, eu vreau să te ajut să progresezi cu pianul, cu astea, tată, să fie totul foarte bine și tu ce faci? A venit un om la mine și a scos pe el mai mort. Și m-a dus la mormântul tău și-o dă-mi la cine, mă? A zis că cine e mort? Tu, erai mort, că a venit un om la mine, mă. Sunt moși? Sau ce sunt, mă? Mort sau moși? Un om! Un om! Sunt om! Păi normal că sunt om, tată! Ce-și putea să fie un animal? Mort!
Ce mort, tată, tu nu mă vezi, vorbesc cu tine, ce mort? Păi a venit un om la mine și lasă-mă, tată, să mă... Doamne, lasă-mă, tată, în pace, că sunt aici cu pianul. Unde mai eram? Ok, aici, stai să opresc pianul ăsta sau ceva. Vlăduț, adică tu ești mort? Cine să fie mort? Tată, cine să fie mort? Păi de ce să fiu mort? Păi, că s-a făcut accident cu Macuc. Cu bicicleta într-o mașină și asta. Cine a făcut acest accident? Sunt lângă tine, tu nu mă vezi? A, pe fiantă, bă, un om a venit la mine și a zis că te-ai murit, ai făcut accident cu bicicleta. Că am făcut accident cu bicicleta și ce mai spus? A zis că tu să gătești un erou și zic că trebuie să plătesc 100 de lei, dar fii antenă, bă. Unde mai dezgrăbeam, doamne ta? Bă, tată, cum adică, bă, tată, tu... Bă, dar chiar așa încuiat la minte ești, tată? Vine un om la tine, zice să-i dai 100 de lei și tu crezi că a murit eu. Tu nu vezi că asta e o farsă, că sunt numai tâlhari, numai oameni răi, tată? Și tu chiar crezi așa, pici în capcana lor, tată? Ce înseamnă asta? Bă, adică tu ești în viață? Tată, oamenii ăia au vrut să te facă de bani atât. Adică ești în viață și eu n-am valoarea ta. Ia du-te, bă, și mă, bă, că asta nu-i valoarea ta, bă. Nu, tată, ta, bă, gata, acum ești valoarea mea și nu te îngrop. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentariu cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.